Am vrut să mâncăm pizza și am ajuns să mâncăm mâncare chinezească. Am simțit o presiune asupra ghiozdanului în spate. Trec pe roșu oricum. E bună asta. Bună? Ce bună e. Era să iau pe picior pinele ăla. Bună seara! De aici, din Nisa, am plecat să explorăm împrejurimile Nisei, centrul Nisei. Să vedem cum este viața de noapte aici în Nisa. Foarte agitată. Este extrem de multă lume, adică extrem de multă. Este lume multă, dar încercăm să vedem ce găsim, pe unde mâncăm, dacă reușim să mâncăm pe undeva. Și cum este viața de noapte așa în general, ce fac ei, ce fac oamenii, cum stau, pe unde se duc, pe unde intră, ce mănâncă. Da, haideți să vedem. Să fie catedrala, au terase pe aici afară, dar sincer, cine naiba ar putea să stea noaptea la terasă? Da. Este destul de frig, noi suntem îmbrăcați super bine. Da. Dar ce avem noi aici? E superbă. E frumoasă, da, chiar e frumoasă. Ei au Notre Dame peste tot. Au Notre Dame de Nisa, Notre Dame de Monaco, Notre Dame de Notre Dame de Notre Dame. De Can. Notre Dame de toate, Notre Dame, toate sunt Notre Dame. O să venim să o vizităm și pe timp de zi. Da, interior. Acum. Exact. Poate, cred că se poate intra. Să vedem dacă intrăm acum repede. Nu cred că se mai poate vizita acum, poate, deși văd că e deschis. Ok, hai, trecem repede. Let's see. Foarte frumos se zel din acum, acest fel. Da, cu ledurile astea pe aici. Biserica Notre Dame de aici din Nisa este exact cum ne așteptam. Super, să fie. Chiar foarte. Wow, o grămadă de jucării pe aici. 50 de euro. Rebecca cu șepșuță. Sunt mari. Da, sunt mari între. Da, interesant. Teatrul orașului. Aroma Zone. Ha, uite, Foot Locker din nou. De unde ți-ai luat-o, Adidas? Da. Din Barcelona. Frumoase hotelurile astea, frumoase și toate clădirile astea în general sunt frumoase. Mie îmi plac foarte mult. Ce au pe sus? Au uitat luminițele pornite. E mișto că metroul ăsta, tramvaiul ăsta, traversează tot centrul ăsta, toată zona asta de centru și gen te lasă unde vrei. Foarte mulți homeless pe aici. Foarte mulți oameni ai străzilor pe aici. Da. Da, cred că și la noi e la fel, în București. Bă, nu știu dacă e ciudat sau nu, dar sincer ne simțim mai în siguranță aici. La modul nu stau cu grija rucsacului, grija că o să-mi ia cineva ceva din rucsac. Nu știu de ce, ne simțim mai în siguranță, cel puțin în zonele astea, așa, în Monaco. Barcelona era să o pățim. Da, în Barcelona era să ne fure. Am urcat în metrou și când am coborât, am simțit o presiune asupra ghiozdanului în spate și când i-am zis eu am fost tot timpul atentă la rucsac, dar s-au deschis ușile și chiar nu am putut să văd ce se întâmplă în spatele lui, pentru că s-au năpustit foarte mulți oameni și una a desfăcut rucsacul și după n-am mai reușit să văd dacă a luat ceva sau nu. Am verificat repede, dar am avut noroc că n-au luat portofelul, pentru că aveam buletinele. Și vă dați seama ce însemna să rămâi fără buletin. Era să iau pe picior pinele ăla. Deci efectiv era să le iau pe picior. What the fuck? Vezi că e poliție și e roșu. Dar ei trec. Nu.
Trec pe roșu, oricum, asta am observat clar, că trec pe roșu fără niciun fel de probleme. McDonald's, am văzut o grămadă de McDonald's până acum, cred că am văzut 3 de când am plecat. Și KFC. Și KFC. Uite, avem mango acolo. Ăla și ce e? Mai vedem foarte des, mâncare chinezească. Fast food-uri chinezești. Da, multe restaurante. Da, exact. Și taiwaneze și... S-a mai dat aseară că ai văzut, nu corean, vietnamez. Vietnamez și cambogian, cred. Cambogian, da. Da, cambogian, mâncare cambogiană. Bine, merită încercată, să fiu sincer. Să e și lângă noi acolo, adică am ajunge foarte repede. Să sperăm că ne auzim, că e cam, e trafic mare și e nebunie pe aici. Uitați-vă ce H&M, auzi? Ce frumos în interior, la sus, acolo. A, păi e mare rău. Da, intrarea se face pe aici. E chiar foarte mare. Toată clădirea asta este H&M. Pe bune, toată clădirea, nu cred, mă. Este imens. Da, dar nu cred că e toată clădirea H&M. Nu are cum, n-ar avea cum, ar fi prea mare. Mă uitam de o firmă românească, dacă... Glumesc. Ce firmă românească, mă, ce-am zis? Braseria. Ia uitați aici, braseria, braseria. Tapas. Tapas. 10 euro, 8 euro. Cocktailuri. Ia uitați aici. Ce e aici? Creperie. 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 Dulciuri. Da. Și roz, așa. Înghețată. Drăguț. Ia uite, vată. Uite, stă mănâncă vată. Uite, au Leroy Merlin decorations. Deci au un Leroy Merlin doar de decorație. Noi nu avem așa ceva. Sau avem un interiorul magazinului? Da. Foarte multe vaze din acestea. Dar cred că firma de la ei este, nu? Da, da, voi da, aceeași sigla, arată lor. La fel. Nu, da, zic că este firma lor. A, zici că e a francezilor? Da, da? Câte știu eu, este a francezilor. Ar trebui să verificăm, așa cred. Bă, are roșu, pauză, vin oameni pe trotinete, vin mașini, deci n-am nicio treabă, uitați-vă și voi, nu opresc. Deci India. Deci nu opresc, n-am nicio treabă, cu roșu, e roșu, nu e roșu, n-am nicio treabă, merg pe stradă, efectiv. Într-o parte în altă. Nici o treabă. Toată lumea trece pe roșu, în toate părțile. Deci peste tot. What? Numai noi stăm la roșu. De la clădirea asta e pe ce frumoasă. Da, este chiar este frumoasă. Dar ce clădire e? Gândul la Spania. La fel, oare sunt și apartamente acolo? Da, cred că băi, sunt. Băi, eu cred că trec pe roșu, dar atâta faptului că durează. Durează foarte mult. Bă, deci, bă, ăștia nu merg, nu le mergem afară. A, ba da, uite. Dacă nu apeși, stăteam ca fraierul acolo. Stăteam ca idiot acolo. Dacă nu apăsam pe butonul ăla... Mai târziu, noi tot stăteam la seama. Da, exact. Mâine o să fie festivalul de la Nisa. Mâine dimineața începe. Așa că ar trebui să ne facem un program, să vedem cum ne organizăm, pentru că mai avem încă de văzut Antip și Eze. Și mai avem două zile. Și mai avem două zile și chiar nu vrem să le ratăm. Au, acești Buddha, sau nu știu cum se numesc. Buda, i-au pus aici sus pe ăsta, de ce n-ai, bă? Câte schele, dar oare... A... Carnavalul din Nisa. Păi stai puțin, și în care parte? În partea aia? Da. Scena e în față, cred, nu? O să prindem și noi carnavalul de la Nisa, nu? Două Încep, zile, începe da. Pe 9? Începe mâine. Mâine? De ce? O să prindem pe 11, o să fie un spectacol și... Cred că o să dureze toată săptămâna, dar noi pe 12 plecăm, iau de o roată. Wow! Wow! Ok. Haide acolo să... Au pus o grămadă de... Buddha din ăștia, sau cum se numește? Buddha? Nu, ba nu, nu sunt Buddha, nu știu. Nu știu, sunt niște oameni care stau și meditează. Stai. Hai că ne lovim mașina. Da, e frumos.
deci probabil că având în vedere... Aici se va desfășura. Da, aici se va desfășura, având în vedere faptul că sunt scaunele în partea din stânga și în partea din dreapta și în partea din stânga. Și avem acolo o roată. Ia uite ce au acolo, dulciuri, ce naiba au acolo? Churros. Avem acolo o trecere de pietoni. Da, dulciuri în general. Și lângă avem superbitatea asta. Roată? Nu. Nu, nu, nu. E destul de frig acum. Bucurăm mult că am prins și carnavalul ăsta de la Nisa. Ce frumușe de restaurant. Da. Dar nu prea e lume la el, vezi? Da. Am învățat un singur lucru. E full. Tapas. Am învățat un lucru important. Să te așezi unde este full. Să te așezi unde e multă lume, chiar se dacă aștepți. Acolo se mănâncă bine. Exact. Ia uitați, e plin, full. Și pe partea stângă și pe partea dreaptă. Full. Ah, ce frumos e aici, din astea de casă. Tot ce ține de casă. Dar și reducere. 5 euro văd acolo o cană. Aștept. Deci, frate, ăștia sunt ceva de genul... Ce cațu, mă, de ce apeși pe buton? Eu m-am conformat stilului lor de viață. Băi, ești prost? De ce apeși pe buton? Tu nu vezi că noi trecem fără să mai apăsăm pe buton? Ce am observat în Monaco și în Cannes? Că nu au semafoare la treceri de pietoni. Ai observat asta? Da, nu au. O, deci probabil de aia sunt obișnuiți să circule fără să uite la semafoare. Da, probabil. Chiar le ignoră. Dacă în Barcelona sau în Madrid magazinele se închideau, magazinele și restaurantele se închideau între 11 și 12 noaptea, aici deja la 9-10 încep să închidă tot. Și restaurante, câteva sunt cu program mai prelungit, da. Da, dar am văzut în general închid, la 10 deja închid. Am văzut restaurante de tip italian sau ce-am mai văzut? Orice alte tipuri de restaurante, dar nu franceze. Astea franceze se închid la ora 8:30 s-au închis. Doar cele italiane am văzut că rămân până pe la 23 deschise, până la ora 11. Cam asta a fost, mergem să luăm și noi să găsim ceva de mâncare. Noi vrem să găsim o felie de pizza sau o pizza, să luăm ceva așa light, am mâncat prea mult la prânz. Da, am mâncat la ora 3. 3, da, 3 și ceva. Nu ne este foame mai deloc, dar câte ceas acum? E 7. Da, posibil mai târziu să ni se facă foame, așa că mâncăm ceva acum ca să mâncăm foarte târziu. Văd că e foarte multă lume aici, probabil că e bun. Da. Hai să vedem ce ne luăm de aici. Ia uite, au și niște prețuri. Uite, au și niște prețuri pe aici, vezi? Da. Ah. Deci ne-am luat niște orez. Un pui. Pui cu legume. Și vită cu legume. Și vită cu ciuperci. Dar nu vă spunem cât de bine poate să miroase. Și cât am dat? 23 de euro. 23 de euro, da. Tot ce e aici, 23 de euro. Și miroase? Am mai luat o băutură cu mango. Ah, lol. Eram curioasă. Asta este originală din Franța. Cred că o să mai încercăm de aici, dacă e bun. Am văzut multe chestii interesante. Dar e foarte mare aglomerație, adică vin oameni non-stop. E bună asta. E bună? Mamă, ce bună e. Mhm. Alcool? Nu, ca un cocktail. Da? Uite ce bun e. Mhm.
e dulce, foarte dulce și nu e acidulată, e super bună. Aveau și de lichi, cred că o să-mi iau una la plecare. Ce să zice? De suc de lichi. Hai, încerc eu? Pui? Hai, încerc eu. Pui puțin picant, așa l-am vrut noi. Dar e bun? Orezul ăsta are și el pui și surimi prin el. E bun doar pe arde. Și am mai luat vită cu ciuperi din acestea urechi de lemn. Și cu bambus. Așa ne pune vita. Îmi place mai mult puiul. Mai bun puiul decât vita, îmi place mai mult. Sunt curios cu ce părere ai. Foarte aromată. Nu seamănă deloc cu ce avem noi pe acasă. Chiar se simte că e bucată de vită, nu așa două, trei bucățele. O restul e irlandez. Foarte bun asta. Da, foarte bun e. Hai să-i dăm drumul. Hai să mâncăm. Bă, foarte bun. Mi-a plăcut mult tot, ăsta e picant. Și vitele. Da, legumele sunt făcute, nu sunt foarte, foarte bine făcute. Al dente. Sunt al dente, ca pastele, da. Orezul e bun, mi-a plăcut. Băutura ta e foarte bună, ți-a plăcut? Foarte bună. Am mai luat și creveții de tempura și un sos. Ți-l fac pe loc. Da? Da, au acolo deja preparat și îi prăjesc pe loc. Wow! Și am luat și varianta cu lichid. Da, ok. Știu că e bun. Hai să vedem. Bun, da. Mamă, mi-e frică de ăștia cald. I-am făcut fix acum. Da? Dacă știam, am doar ăștia de aciu. E semn de bune. Altă dată. Și pachetele, și samosa, și alte chestii care tot la fel, ținem pe loc. Și uite, cum e cu tava. Trece pe ea și le fac imediat de acolo pe loc. Super, super tare. Gata, am mâncat la restaurant aici. Am vrut să mâncăm pizza și am ajuns să mâncăm mâncare chinezească. Total diferit, n-avem nicio treabă. A fost interesantă, bună. Poate o să mai venim sau poate nu. Vrem să mâncăm pizza, pentru că noi am citit un articol în care spuneau că au pizza cu ceapă. Și vrem să vedem cum este pizza cu ceapă. Suntem tare curioși. Vai, ce frighie. Cam asta a fost de aici, la Nisa. Ne vedem cu un vlog cu viitor. Până atunci nu uitați să vă abonați și să dați un like dacă v-a plăcut video acesta. Pa! Pa!